Cheltuieli tot mai mari față de veniturile, parcă tot mai mici ale românilor. Creșterea taxelor generată de criza economică îi condamnă pe românii la un trai tot mai greu. În urma unor sondaje realizate de Institutul Național de Statistică s-a ajuns la concluzia că veniturile românilor sunt cu mult mai mici față de câți bani și-ar dori aceștia. În urma sondajelor a reieșit faptul că în anul 2022 venitul minim pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii ar fi trebuit să fie de aproximativ 9.000 de lei lunar pentru un trai decent. Astfel, pentru a le oferi condiții bune copiilor, părinții trebuie să câștige către 4.000 de lei lunar fiecare. Răspunsul la care au ajuns cercetătorii a fost că pentru un trai decent, pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii, coșul acesta minim ar trebui să fie de 8.659 de lei pe lună, asta în anul 2022. Dacă ne raportăm la faptul că salariul mediu net lunar anul trecut era de circa 4.000 de lei pe lună, rezultă că o familie formată din 2 adulți trebuie să câștige cumva fiecare, să spunem, în medie de 4.000 de lei, 8.000 de lei pentru a se încadra în acest nivel al coșului minim pentru un trai decent. Sociologii au ajuns la concluzia că salariile din mediul urban în anul 2022 au fost cu 2.000 de lei mai mici pe gospodărie. Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestru 1 al anului 2023, în termen nominal, 6.979 de lei pe o gospodărie, reprezentând 2.794 de lei pe o persoană, în creștere cu 5,2%, respectiv cu 5,6% față de trimestru 4 al anului 2022. Iar cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în trimestru 1 2023 de 5.971 de lei pe o gospodărie, ceea ce înseamnă că pe o persoană a cheltuit în medie în acea perioadă a anului, deci trimestrul 1, 2.393 de lei, aproape 2.400 de lei. Situația este diferită în mediul rural, spun specialiștii. Veniturile din gospodăriile rurale sunt de aproximativ 2.000 de lei și doar 15% dintre aceștia reușesc să facă față cheltuielilor.